E albumul cu, cu vorbe. Vorbe, fă ce trebuie să faci. Ce mai era? Vorbe a fost o piesă bună, părerea mea, care n-a avut niciun soi de promovare. Una dintre primele piese așa de-astea underground. Atunci video, a crezut. Video underground. Video atât de mare, făcut underground. Că... Vorbe! Da, a fost un videoclip unde cred că am avut 300 de figuranți aduși numai de noi. Și cred că mai erau vreo 1000 de oameni care s-au strâns acolo. Țin minte că am pus niște afișe prin cartier și am anunțat că pe data de cutare e filmarea. Și am dat un punct de întâlnire acolo, pe un loc unde se făceau curse de mașini. La Uzana, un pic mai sus. Și au venit și ăia care se uitau, dar și ăia care făceau curse. Și la un moment dat au început să fac curse pe bune, l-au și tamponat. Deci... A venit și poliția. Un clip foarte frumos. Foarte pe bune a fost. Chiar pe bune. Da. Dar... ca și succes cât... A, de asta de Radio TV, nu, nu-ți închipui deja oamenii, na, erau mai pureri cu... Știi cum e. Și mai ales noi eram, știi care era chestia? Noi ne-am comportat într-un jocul ăsta ca noi înșine. Noi ne-am dus undeva și ne-am prefăcut, adică aveam o grămadă de tâmpenii și de defecte care noi nu le ascundeam. Noi eram, bă, doare în pulă, fac ce vreau, uita-mă. Și oamenii, știi cum e, la business îi preferă pe aia care sunt mai politicoși, amabili, acum mai nou corect politic, știi? Și noi normal că nu ne puteam integra în chestii unde se învârteau banii, unde se fac, unde se făceau cărțile ca să ajungi. Noi eram niște de aia. Haotici așa. Haotici. Și normal că am stricat oarecum chestia asta, dar nu a fost cea mai mare tragedie. La Cala noi a fost lansarea un parc cu Iore. Câteva vorbe sunt, nici o minciună nu te face mai băgeat. Degeaba vorbești, pe chiar zic că ești milionar, când de fapt n-ai 10.000 în buzunar. Suntem în Balta Albă Sălăjan și asta e lansarea noastră, lansarea noului EP Cala Noi. Eu sunt Sișu, el e Puia, La Familia. Mai am vrut să facem un spectacol în cartier, să fie toți prietenii noștri, să fie o atmosferă frumoasă, era vară, ne săturasem de mers pe un cluburi, să facem, să facem așa, ceva mai intim, mai pentru prieteni. Dar până la urmă au venit foarte mulți. La un moment dat se blocase și strada și tramvaiul. Și a ieșit un concert foarte memorabil. Foarte frumos. Da. A fost printre ultimele pe care le-a filmat și Atomicu, mi se pare. Ultimele producții pe care ei le-au mai făcut. Ei veneau de obicei și filmau și making of-urile la clipuri. Erau la foarte clipuri. Implicați inițial. Acum, singurele filmări din vremea Atomicului le are tata, că le filma cu video, știi? Casetele respective nu mai există, că atunci când s-a dezmembrat post de televiziune, fiecare care a produs ceva pe acolo supăra că nu și-au primit banii sau nu știu ce, au luat casetele, le-au șters. Deci emisiunile care le-au produs în perioada de glorie nu mai există, decât pe casetele lui Neapuiu. Neapuiu deține o arhivă, da, vis-a-vis de activitatea Atomicului. Așa că... Astea chiar sunt chestii de arhivă, super arhivă, VHS. Familiarizarea a venit probabil după ce noi am făcut chestii de care le-am făcut datorită, adică mă refer la Cala Noi și concertele și clipul la vorbe și toate chestiile astea. După a urmat o perioadă așa de pentru noi de negăsire. Negăsire, rătăcire, nu știu cum să o numesc. Și am crezut că dacă o să facem Familiarizează-te, ne regăsim. Muzica făcută fără entuziasm și doar de ideea de a mai face ceva, tot timpul iese prost. Adică când faci muzică de dragul, dar hai mă, că mai trebuie un album, că n-am mai făcut de mult sau
nu ești foarte sigur pe ceea ce faci, asta se vede peste tot, până și în poze de după copertă se vede că n-ai avea nicio treabă, trebuie să stai acasă. Să te gândești la ceva care să faci. Ar fi trebuit să stăm acasă, sincer să fiu, și să ne revenim noi, dar eram puși, na, oarecum, înțeles, și nu aveam cum să înțelegem unele chestii și ne-am gândit că poate, uite... Trebuie să înțeleagă toată lumea, pentru pe noi tot domeniul ăsta, toată chestia asta cu succesul în muzică ne-a luat pe nepregătite și odată ce el scade, atunci automat îți pui problema... Bă, oare am făcut bine că am continuat? Noi eram foarte mici, era normal. Am avut succes la 18 ani, am dat înainte, cineva mi-a dat și bani pentru ce am făcut. Mă, la un moment dat, când s-a oprit robinetul, încep să te gândești, stai un pic, că eu acum ce fac? Care erau alternativele? Că altceva nu prea știe ce să faci și să mergi iar pe firul normal să te duci să te angajezi undeva sau să faci era școală. Era imposibil asta și oricum deveam într-un mediu în care nu prea erau astea opțiunile. Na. A fost un moment de cumpănă, nu pot să spun că eu în sufletul meu credeam că pot să fac o meserie până la sfârșit din chestia asta, nici cu ghilimele de rigoare, industria muzicală nu credea că nu era. Nu erau așa multe trupe și nu cunosc trupe din vremea să fi zis cu mâna pe inimă, bă, am pus-o. Suntem, acum putem să trăim liniștiți până la duci bătrâne. Nu prea făcuse nimeni chestia asta, nu știu, poate direcția 5 ăștia, dar nu niciun caz, Mariana. Nu știu, da. Dar nu se punea problema, adică noi la familiarizează-te am încercat să ne revigorăm pe noi înșine oarecum, să înțelegem ce vrem să facem de fapt, dar nu prea înțelegeam exact lucrurile. Da, eu aveam problemele mele, Dragoș avea pe ale lui, na, asta a fost. Cel mai mare dușman al succesului este succesul care l-ai avut înainte. Da. Deci, în momentul când faci primele albume, n-ai treabă, nu te presează nimeni și dacă nu ești, nu știe nimeni că ai vrut să fii cântăreț. Da. După ce dacă nu află toată lumea, e mai grav. Bă, după ce află toată lumea, ai să vezi că e cam așa, poate să te sui în tramvai. Nu mai poți. Și aici e o mare problemă. Mai mergi cu tramvaiul, de ce să zic? A, bine, bă, perioada asta are și un substrat underground, ca să zic așa, adânc. Dar nu cred că e necesar a fi prezentat în... Nu e. Online. Da. Toată viața noastră are și un substrat underground, dar nu cred că e... Da. Se întâmplau mai multe. Muzica era cel mai în reflectoare, ca să zic. Se întâmplau mai multe în cartierul nostru în perioada respectivă. Lucrurile o lasă chiar razna cu absolut toată lumea. Nu exista vreunul care să fie la locul lui. Erau... Până ne-a pus procuratura. Un nostru pe fiecare. Era o chestie de timp până când fie ajungeai pe la spital, fie arestat, fie... Modul ăla de viață n-avea cum să dureze foarte mult. Nu era... Ți-am zis, erau la un moment dat străzi întregi cu... Da, situația era de așa natură. Dependenți de droguri care așteptau să vină traficantul. Era așa o efervescență, să zic așa, pe străzile din cartier. Era, nu mai văzuse așa ceva. Da, parcă dădea impresia că nu toată lumea s-a apucat. Da, deci a fost moment între 99 și 2002-2003. Care credem că eu nu credeam că există altă lume. Și cel mai nasol era că cel mai răspândit drog era heroina, nu era iarbă, nu era altele. Și dacă vine cineva să-mi spună că toate drogurile, că așa se spune, toate drogurile sunt rele. Ok, păi atunci înseamnă că oricare îl iei, e la fel de rău. Și atunci nu făcea nimeni diferențe. Exact. Și atunci au ajuns o grămadă să se injecteze, să ajungă pe la spital, erau... situații destul de nasoale. Și Familiarizează-te a fost un album care a apărut exact în vârful acestei situații, acestui curbe ascendente a vieții de cartier. Să zicem că după episodul ăsta muzica n-a mai fost pe locul întâi. Ne-am ocupat și de alte aspecte ale vieții, ca să zic așa. Am încercat să... Treburile noastre, era o problemă, cum știam noi, bineînțeles. Era o problemă financiară deja. Nu mai era
cum o chestie am, de puteai, inspirație. Nu puteai să faci muzică cu stomacul gol. Și atunci automat în fiecare renunțase la școală atunci când începuse să avem succes cu muzica, nu mai... cred că mai era cazul, nu mai... Și nici nu mai aveam, nu aveam un mod de a gândi, un mod de a fi. Era greu. Ce să mă mai stai acum 4 ani în școală, pe aceea te duci și te chinui să te am, nu. Fiecare am încercat să facem bani ce știam, măi, într-un anumit fel, nu știu. Să ajungem cumva la putut. O linie de plutire.